Salutare, băbăiții! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre Winter Trials, care este un eveniment de tip Community Battles. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uita și tu să spargi butonul acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anătă un răpeșă pe cel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții, iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. În principiu, este vorba despre un eveniment bazat pe acest concept de Community Battle. Adică practic tu susții pe cineva, să zicem un streamer sau un creator de conținut, dar nu din România. Se petrec anumite battle-uri, adică anumite challenge-uri între ei. Iar la final, din câte am înțeles, iese un câștigător. Nu știu ce primește câștigătorul acela, însă pe noi nu ne implică acest lucru. Însă, ceea ce putem face noi pe toată această perioadă este să facem niște misiuni. Și aceste misiuni ne aduc niște iteme gratis. Trebuie să recunosc de la început că misiunile în sine sunt foarte simple. Însă și premiile în sine sunt foarte simple și destul de puține. Dar la cererea voastră am decis să fac un videoclip despre acest lucru pentru că până la urmă este vorba despre un eveniment destul de simplu, însă foarte mulți m-ați rugat să fac un videoclip despre asta. Și am zis de ce nu, pentru că vă pot explica foarte simplu despre ce este vorba și cum le puteți obține și voi. Știu că vă spun asta mereu, însă în cazul în care nu mă urmăriți pe Twitter, vă recomand asta pentru că și despre Winter Trials v-am anunțat pe Twitter. Iar pe 25 ianuarie, înainte ca evenimentul acesta să înceapă, v-am spus că vor apărea niște misiuni Winter Trials. Și bine, înțeles, vom primi niște iteme gratis de la ele. Iar în ziua respectivă, evenimentul acesta nici măcar nu era oficial, adică nu a fost lansat, însă doar l-am licuit. Dar se pare că în ziua următoare, el chiar a fost lansat, adică pe 26. Site-ul se numește trials.fortnite.com, dar o să vi-l pun și în descriere, în cazul în care uit, sunt un bocanc, iar din câte vedeți în această imagine, cam așa se prezintă site-ul acesta. Primul lucru pe care voi trebuie să-l faceți este să vă logați pe site-ul acesta. Iar cea mai importantă chestie pe care trebuie să o activați este ceea ce v-am spus și pe Twitter. La misiunile de la Winter Trials trebuie să activați această setare, altfel nu primiți itemele care sunt acolo. Și este vorba despre leaderboard, fiți siguri că intrați aici la această setare și activați acea opțiune, pentru că altfel Fortnite-ul nu-și dă seama despre progresul vostru. Iar evenimentul în sine funcționează foarte simplu, precum v-am spus și aici. Pentru fiecare 20 de minute jucate, primiți câte un badge, ceea ce înseamnă că primiți practic câte un chenar din acela, adică câte o căsuță. Dar puteți face și cele 3 chestii pe care vi le-am scris mai jos. În primul rând, dacă vă logați pe site-ul acesta, primiți un badge, adică o căsuță din aia. Dacă votați pentru un challenge, primiți câte un badge, adică pentru fiecare challenge pe care îl votați, în total sunt vreo 4 și le puteți găsi jos de tot pe site, primiți bineînțeles câte o căsuță. Iar dacă susțineți o echipă care este pe site acolo disponibilă, găsiți undeva mai jos pe acolo, primiți și aici în fiecare zi câte un badge. Dar bineînțeles, este mult mai simplu să jucați Fortnite. Adică în total este vorba despre 12 badge-uri, iar pentru fiecare care în parte trebuie să joci câte 20 de minute de Fortnite, ceea ce înseamnă că în total trebuie să joci 240 de minute, adică 4 ore în total. Dar dacă căutați bineînțeles niște scurtători, puteți face și aceste misiuni, să zicem. Iar itemele care sunt oferite la acest eveniment sunt în primul rând spray-ul acesta pe care îl primiți în momentul în care vă logați pe site, nu trebuie să faceți nimic pentru el, doar vă logați cu contul de Fortnite și îl primiți. Al doilea item este un emoticon cu un nor care este vesel și acesta îl primiți pe la jumătatea badge-urilor, iar ultimul și probabil cel mai dorit item de la aceste misiuni este rap-ul acesta, care nu-mi dau seama dacă este animat, însă are un design foarte interesant. În cazul în care vă întrebați, acele căsuțe care sunt goale, fără niciun item în ele, practic nu vă ajută cu nimica. Acelea vă ajută doar la progresul vostru, însă nu vă aduc experiență sau alte premii. Absolut nimic. Iar din cauza faptului că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat și pe Twitter, dar și pe YouTube, când vom primi itemele acestea gratis, ei bine, din câte am citit eu, nu le primiți instant ca la alte evenimente, ci le primiți în maxim 7 zile după ce le deblocați. Adică dacă, de exemplu, ați terminat toate challenge-urile și ați deblocat rap-ul acela, îl veți primi la 7 zile după deblocarea lui. Având în vedere că cei de la Fortnite au scris aici că în maxim 7 zile primim aceste iteme, înseamnă că nu vor exista întârzieri, adică la alte evenimente a fost așa. Și scria că de obicei în maxim 7 zile trebuie să le primiți. Dar de data aceasta nu scrie normal, ci scrie că o să le primiți cu siguranță. În orice caz, o să vă las linkul în descriere. Puteți să vă logați și voi, puteți participa la evenimentul acesta și puteți căuta și alte informații care vi se par mai relevante. Dar da, băbăiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre evenimentul acesta și, bineînțeles, dacă ați participat și dacă ați obținut aceste iteme, dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, anătă un răpeșă pe cel ca să nu fii bocancel și, bineînțeles, folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel
și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!